de fenomene comun de media 215/2001 a fost convocat pentru astăzi, 17 septembrie 2018, ședința ordinară a Consiliului Local, convocat în dispoziția numărul 87 din 10/9/2018, anual comună Gani. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 10. Domnul Ianache Andrei, da, nu poate să vină, deoarece are niște ore deosebite. Are inspecții. Da. Așa. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legat constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolul 42 alineatul 5 din legea 215, supun spre aprobare procesul verbal cu chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa. Deci, 9. Domnul secretar, nu abțin, deoarece în ședința care a avut loc 30 august, s-a spus că acel utilaj bunului scavator a fost încheiat pentru 6 zile. În procesul verbal care l-am primit de la dumneavoastră, spune că este cu titlul gratuit acel utilaj. Până mă hotărâți, o să mă abțin la acest... Deci vorba ca să răspund eu. Eu am crezut că vă referiți la Boldo și Dampărul, cum îi spune, masiv trage. Eu am crezut că la nici de cum n-am știut că vă referiți la acel Boldo care a prins drumul de la Leontinești și la Ardeoani și am dat angajatul primăriei cu grevla în urma lui de îndreptat, deci ăla nu a fost plătit. Eu, în ședința, când eu am crezut că e vorba de masiv trade. Deci, Boldo, excavator de la Alprex Auto, a fost cu titlu gratuit, cât o sta 3-4 ore. M-am rugat, deci m-am rugat să-mi dea Boldo și nu l-a dat. Nici o factură puteți verifica. Eu am crezut că faceți referire la utilajul lui masiv trade, care au fost atunci, după calamități. 5-6 zile. Nu, eu am spune explicit. Ăla a fost cu titlu gratuit, puteți verifica. Am făcut referire la cel bun, vi s-a spus atunci că a fost plătit 5 zile încheiat, acum nu. Nu. Deci eu așa am crezut. Că faceți referire la utilajele lui masiv trade, Boldo excavator, și acel dumper, care știe toată lumea că am deformatat și în timpul inundațiilor și după. Eu la unul am făcut referire, nu la Boldo care ne l-a dat domnul a preotesei 3-4-5 ori, care nu au perceput niciun leu. Da. Ne-am dat seama că dumneavoastră ați afirmat cu ăla angajatul primăriei că dădea cu grevă. Deci noi l-am trimis, bă, du-te repede acum cât-i utilajul aici, deci, și cei mari de leopardi, că la nu stă, deci eu... Deci chestia asta o sesizat-o vicele primar, deci chestia asta o sesizat-o vicele primar când ați spus de angajatul primării ăsta de urma Boldului. Și mi-a spus că, domn primar, dar de ce a spus de 5-6 zile? Păi dar nu atâta l-am luat pe Alprex, pe ăsta, pe masiv trade? Păi nu, dar făcea referire la utilajul care mergea angajatul primăriei. Da, ăla a fost angajatul primăriei ca unul singur, n-am pe cine pune, Boldul în față și el cu greta în spate, fără niciun leu. Din acest motiv am abținut, am obsesit la chestia și nu să mă abțin la procesul verbal. Nu risc cu cadrul pe ședință, să pățesc ca ședința de 30 august, ați fost numată cu toți, domnul primar, exact domnul Lăgăță, când s-a venit la ședință, mi-a ridicat toți în picioare și m-a lovit cu picioare. E un gest foarte urât. Domnul consilier, vă rog să nu mai dați provocatorul de aici. Dacă haideți ca să intrăm în ordine de zi, dacă este ceva de discutat, discutăm după. Da? Dar haideți acum să terminăm cu ordine de zi. Da? Deci procesul verbal a fost adoptat cu 9 voturi pentru și o abținere. Domnul Copac-Bădău. Da. Să vă consemnăm procesul verbal de astăzi, exact afirmația dumneavoastră, privire la procesul verbal de 30 august. Mulțumim. Da. Așa, în așa zis, poate și pe care invitați, pe lângă la discuții TV. Acum, confortând cu prevederea articolul 41 din legea 215/2001, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință care se conducă lucrurile pentru ședința de astăzi. Domnul Macadan. Da, propun pe domnul Leacon Constantin. Dacă mai sunt și alte propuneri? Sunt. Domnul Copa-Viorel. Da. După cum am discutat, prin rotație, se vede la consilierul măcar o dată președinte cu ședință, sau de două, de câte ori de rând. Da. Domnul Petruș nu a fost niciodată și îl propun pe dumneavoastră. Niciodată nu a fost niciodată. N-a spus? Nu. Scuze. Ce spune? Domnul Popa... Îmi retras. Cel puțin poate greșesc. Ce nu spune? Îmi retras. Deci nu retras. Nu retras. Nu ne pura viitoare. Da, de nu retras din propunerea? Nu retras și rămânerea acum. Da. Dar nu-i problemă. Facem vreo cinste, domnul. Da. Da, supunem la tot. Cine este pentru? Ca domnul de acum votat trebuie să fie, da? Deci unanimitate de voturi, 20 voturi. Așa. Domnul președinte, vă rog să prelați. Mulțumesc pentru încrederea acordată și spun că voi conduce lucrările de ședințe conform normelor legale și democratice. Se duce direct ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ardeoani pentru trimestrul 3 al anului 2018. Inițiator de asemenea Victor, primarul comunei. Aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator de Diaconul Victor, primarul comunei. Aviz Comisiile Reunite. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre, revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 28-2405-2018 privind instituirea restricției de circulație cu limitare de tonaj pe puntea petonală de peste râul Tavul Sărat, satul Lomitărești, comuna Material, județul Bacău. Inițiator de fonduri de primarul comunei, a dispozițiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introduse pe ordine de zi, nu. Prezentarea Consiliului Local a raportului de audit numărul A26-988 din 06-09-2018. Împreună cu decizia numărul 36 din 27-2018 la Curții de Conturi Bacău. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ardeoani pentru trimestrul 3 al anului 2018. Aviz Comisiilor Reunite, doamna Anica Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Cernan Narcisa pentru a prezenta raportul. Da. Discutat toate. Bun. Da, subluat. Bugetul a fost, materialul a fost dezvăluit în 4 comisii. Toate comisiile sunt. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Deci nu l-am evitat, da? Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 28-2405-2018 privind instituirea restricției de circulație cu limitare de tonaj pe puntea pietonală de peste râul Tavul Sărat din satul Vrăsul Asa. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv. Cine este favorabil? Aviz favorabil, da? Cine este pentru? Nu putem discuta din marginea acestea. Doar ce revocăm o hotărâre? O revocăm? Da. Nu s-a discutat în comisie. În comisie, sigur. Comisia juridică, dar poate vrea cineva din alt consilier. Nu-i rău. Nu-i rău. Nu? Securat. Nu, nu. Da, spuneți. Da, sunt de acord cu revocarea hotărârii Consiliului Local. Și atunci când am luptat, ar fi fost bine să găsim o alternativă, deoarece când împiedici pe cineva sau interzici dreptul de a circula pe o porțiune de drum sau pe o punte pietonală, cum este aceea, alternativă. Alternativa atunci a fost prin Deanca. Dar, având în vedere că drumul din Deanca este ocupant, este departe, ar fi fost bine provizoriu făcut și e bine și de acum, dacă luați în considerare, să facem un pod provizoriu. Deci, pe albi, să punem două tuburi și tuburile astea le luăm fără costuri, deoarece este firma care scoate conducta dezafectată de la canalizare și putem să luăm două tuburi de la ei, trecem pe terenul nostru, le punem în albi, punem balast peste ele și am găsit alternativa și dar nu are un tonaj mai mare, să știu eu, salvare, complet, să treacă peste acele tuburi. Deoarece acum este toamnă, urmează iarna, nu o să mai fie apă mare, la vară să vedem. O să le prim. Asta e punctul meu de vedere și dacă luați în considerare și putem face, ar fi foarte bine, zic eu. Cu costuri minime, am dat, nu sunt bani, dar nu costă mult acest pod provizor. Mulțumesc frumos. Eu zic că alternativa este și acum, debitul apei este foarte mic, intrările s-au făcut și ieșirile de la râul Tavul Sărat. 5 de tonaj mic pot circula pe puntea pietonală, 5 de tonaj mare pot circula fără probleme pe Tavul. Iar firma care extrage aceste tuburi de pe raza comunei noastre, nu ne dă nouă recomandă, niciun formă. Păi nu, dacă îmi treci pe terenul, dar nu unde treci? Pe domeniul public, spuneți-mi și dumneavoastră pe unde treci. Dați-mi 2 metri de domeniul public pe unde trece conducta asta. În afară de drum. În afară de drum. Dacă luăm la o discuție de drumul respectiv, o să avem o discuție și nu cred că n-ar fi de acolo. Să ne ia două tuburi. Deci eu mi-aș fi dorit să treacă măcar pe terenul ăla de sport, ca să pot să iau și eu jumătate din tuburi, cum au făcut alții. Îmi dădea, cred că, jumătate din tuburi pentru comunitate. Dar nu trece. Trece pe proprietăți. Pe proprietăți fiecare. Am găsit înțelegere la dumneavoastră, dar și utilar. Știți destul de bine. La Bănășoaia, catastroful s-a făcut fără niciun leu și în alte părți, nu acolo. Deci omul a fost de bună credință, ne-a ajutat. O să intervenim dacă considerați și hotărâți să punem două tuburi în Tazlău, o să punem. Ce ar fi cel mai indicat și cel mai frumos? Dacă nu s-ar mai pune atâtea pierderi la construcția podului, cred că 3 luni de zile podul s-ar face. Din cauza că am reușit, după foarte mult timp și cu foarte mari intervenții și sacrificii, semnez contractul de finanțare și tot își bagă diavolul coada. De ce? Alții deja au asfaltat și eu încă sunt în procedură, din cauza că lumea face contestații. Deci, totodată nu sunt nici firme ca să facă lucrările, dar pe partea cealaltă, la Ardeoani, după ce am reușit și am ieșit din procedură, am ținut licitația, s-au declarat la judecată, s-au declarat firma care a câștigat, ei s-au contestat. Acum să credem că nu o să mai facă altă contestație altcineva, dacă o să meargă pe instanță, o să mergem pe ordonanță prezidențială, chiar dacă o să plătim ca să mergem un pic mai repede, să ne apucăm în primăvară de finaliza lucrările la pod. Din cauza că podul doar în 3 luni de zile ar trebui să fie gata. Așa, noi așa vrem. Asta ar fi soluția ideală. Da, domnul secretar. Dacă îmi dați voie să intervin un pic cu privire la solicitarea domnului Popa. Din experiența care am din anii trecuți în secretar la Vrăsul Asa, în aceeași chestie s-a procedat și acolo. Dar vreau să vă spun că nu se face nimic provizor fără autorizație de construcție și avizele respective. Deoarece în 2010 la Vrăsul Asa a mutat tot la fel locuitorii ca să poată să treacă pe seara trotușului și a venit o viitură, am fundat și am măturat câteva case de acolo. Din cauza tuburilor care au obstrucționat și am fundat. Și problemele au denaturat, și s-a lăsat un proces în instanță. Așa că... Albe era mică, domnul secretar. Dar nu contează albe mică, deci viitura, o știți că și pe albea Tazlăului este tot la fel de mare și periculoasă. Așa că eu vă spun cadrul legal, chiar dacă dumneavoastră îl căutați să adoptați aici în procesul local, eu vă spun că trebuie procedura legală. Bineînțeles că și face procedură. Da. Și procedura va dura exact până mai mult decât să finalizează lucrarea care este acum cu podul respectiv. Eu vă spun că trebuie o procedură legală. Vis-a-vis de și de podul ăsta provizorul, nu cred că e o idee bună absolut deloc. Nu știm. Nu ne putem pune cu vremea. Da, domnul Popa, degeaba văd. Nu putem și dacă vine apă mare. Degeaba râdeți. Doi la mână. Podul este perfect practicabil pentru mașinile de mare tonaj, care sunt cazuri excepționale. Au varianta, ba prin Bianca pe la cimitir, ba pe partea aia altă. Și eu am la mine la magazin acolo, vin și mașinile cu butelii, vin și mașinile cu marfă, o colesc. Nu e nicio problemă. Nu se trece în fiecare zi cu mașină de tonaj. Pentru cetățenii din Leontinești de acolo, orice mașină mică, orice căruță, orice... poate trece pe pod, nu e nicio problemă. Cadul mașinile cu tonaj mare sunt cazuri excepționale, care trebuie să-și caute alternative. Suntem la un pas de încheiere a procedurii la pod, să sperăm că trecem pe podul ăla și domnul Cerul. A fost o... cum să spun eu, o inițiativă sau o propunere, dacă e bună sau ea, îi dă cu părerea fiecare, îi părerea fiecare, dar vreau să spun prin câteva cuvinte. Vedeți că spunea domnul secretar că noi ne omoară legislația și ne omoară proiectele și contestațiile. Eu cred că dacă s-ar mai da un pic din toate chestiile astea și să fie legile sau licitațiile sau anumite chestii care se fac pentru domeniul public, pentru populație, să le mai simplifică, dom'le, că prea ne complicăm noi, orice facem, deci nu, așa, fac, trebuie proiect, fac bani cheltuiți, vrei să faci orice, deci numai cu bani și numai cu ei. Nu-i prea primit, dar totdeauna, la orice, vedeți că ne ține cu podul, facem o contestație, trebuie la judecătorie, cum asta e 2-3 ani. Facem o contestație. Asta e spuneam, știți că judecătorie. Da, haideți ca să... Da, domnul Uran, vreți să vă spun tu? Nu, azi zice vrea că nu să-l contrază pe domnul, dar sunt salvările astea a smordului. Eu am avut asta, vreau să spun acolo la domnul secretar, nu că nu le-i frică lor să treacă. Orice om, și dumneavoastră, dacă vă zici pe o punte la Suceana, ei, aia e practicat, așa cum a spus dumneavoastră, dar e omul, spune domnule, să mă da, știi ce aparatura, erau meci. După aia, dacă strigă motorul, te era... Așa e, s-a vrut, erau 1.700. Sau mai era o variantă cu căruța cu cai și cu pot cu apă. Pentru că am apa, acum am apa, îi pun la genul cu broașă. Trebuie să treacă pe pot neapărat. Nu-i normal. Pot cu oameni mi-au știut gheață. Nu-i gheață. Mai sunt discuții? Hai să supunem spre aprobare. Parcă l-am mai supus. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Bun. Se trece la prezentarea Consiliului Local a raportului de audit numărul A26/988/0602/2018 împreună cu decizia numărul 36/27/2018 a Curții de Conturi din Bacău. Da, vrea cineva discuții pe marginea acestui raport? Deci dacă nu vrea nimeni să vorbească, vă înștiințez că în urma controlului și a deciziei am emis dispoziția numărul 78 din 31/8/2018 pentru ducerea la îndeplinire a celor ce s-au stipulat prin decizie. Ați avut la mapă atât raportul cât și decizia. Ați văzut și dumneavoastră că sunt mici probleme, mici scăpări referitor de, dacă ce se referă la colectarea taxelor și impozitelor, asta e problemă generală, nu numai la noi. Trebuie prins în inventar, iar sunt niște probleme care, prin dispoziții, am dispus lucrurile astea. Atât. Da. Fiind nepuizate toate problemele la oarele de zi, de care se scurtă de ședințe. Deci numai ca o informare. Cu tot timpul s-a bătut moneda pe asfalt, dacă mai îngăduiți 2 minute. Deci, odată achitați banii pe 15 decembrie 2014, am ceea ce privește arieratele la școală. Eu deja în data de 23/1, deci la o lună și 8 zile, am depus la Ministerul Dezvoltării documentația pentru asfaltarea drumurilor locale. Deci din 2015 și până acum n-am primit niciun răspuns. Pe programul de dezvoltare locală, cu data de 1/3/2017, la fel. Am depus pentru modernizarea drumurilor locale cei 4,3 km. De data asta am primit răspuns și răspunsul e destul de referitor la aprobarea listei de obiectivul de investiții finanțate în Programul Național de Dezvoltare Locală, și aici spune din ordonanță și tot ce este, conform listei aprobate, Comuna Ardeoani, din cauza lipsei resurselor financiare, nu beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru următoarele obiective de investiții. Modernizare drumurilor locale, Ardeoani, Comuna Ardeoani, județul Bacău. Deci am primit în data de 18/9/2017. Deci după 4 luni de zile, sau 5 luni de zile. După ședința de 30, dumneavoastră, domnul Cop a spus că nu am niciun interes vis-a-vis de asfaltare. Ba, eu am. Cei de la Ministerul Dezvoltării, cum au prioritizat investițiile în țară, nu știu. Și nici nu sunt în măsură ca să-i judec sau să nu am nicio putere asupra dumneavoastră. Dar au fost, după părerea mea, tendențios. De ce? Pe de o parte, nu acceptă proiecte la finanțare și pe de altă parte, rămân bani. Deci rămân bani. Ceea ce nu se pare normal. Pe data de 24 august au dat ordonanța 5, prin care este stipulat destul de clar, cei care au depus proiectele pe PNDL vor intra din nou la evaluare și n-au primit finanțare. Deci, în termen de 10 zile, Ministerul era obligat să anunță toate unitățile administrative, cele care au depus proiecte pe PNDL și din lipsa fondurilor n-au intrat la finanțare, lucru care nu l-au făcut Ardeoani. Și în 30 de zile după expirarea celor 10 zile, noi, unitățile administrative, trebuie să depunem anexa 3. Lucru care eu l-am făcut, deci pe 23 sau 24 a fost ordonanța 5, pe 27 a intrat în vigoare și 10 zile de pe 6 sau 7 august. Eu pe data de 10, sub numărul 10.103.604, din data de 12/9/2018, am trimis către Ministerul Dezvoltării. Și le-am spus în vedere, le-am făcut această notă de fundamentare și am scris în felul următor. Având în vedere prevederile ordonanței guvernului numărul 5 din 23/8/2018, privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa 2, ca urmare a faptului că la nivelul județului Bacău există credite de angajament neutilizate, după încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții incluse în lista aprobată în anul 2017, prin ordinul al viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și faptul că infrastructura rutieră la nivelul localității noastre este mai mult decât deficitară, neexistând drumuri locale și comunale asfaltate. Așa. Situație ce nu se regăsește la niciuna din localitățile județului, revenim cu solicitarea de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții, modernizare drumurilor locale, localitatea Ardeoani, Comuna Ardeoani, județul Bacău, în etapa 2, întrucât, în urma solicitării noastre, din numărul 1566 din 28/2/2017, înregistrată la unitatea dumneavoastră cu numărul 2241 din 1/3/2017, depusă pentru obiectivul precizat anterior în prima etapă, ne-ați comunicat prin adresa numărul 87.399 din 25/8/2017, neincluderea acestui în lipsa aprobată în anul 2017 din cauza lipsei resurselor financiare. Ei, pe de o parte spun că nu au resurse financiare, pe de altă parte le-au rămas bani. Menționăm că, având în vedere stringenta realizării modernizării drumurilor locale, ne aflăm la a 3-a solicitare de finanțare a obiectivelor prin Programul Național de Dezvoltare Locală, anterioară fiind înregistrată la unitatea dumneavoastră 5745 din 23/3/2015 și 22.411 din 1/3/2017. Aveți de plină încredere că veți analiza cu maximă de atenție și obiectivitate solicitarea noastră și vă adresăm anticipat mulțumiri. Le anexăm copii ale adreselor, numărul din data de privitoare la cererile de finanțare. Deci, domnul Popa, există chiar ne dăm silința și chiar există interes din partea noastră ca să asfaltăm drumul. Acum, să sperăm că de data asta să nu pățim cum am pățit cu podul. Am obținut și am semnat contractul de finanțare și am declarat firma câștigătoare, s-o contestat. Asta e procedura, o respectăm, nu e nicio problemă. Acum sperăm că la a treia cerere de finanțare, sperăm să intre și comuna Ardeoani. Am încercat să reducem toate cheltuielile la maxim. Deci, ca idee, lemne pentru 2000, iarna lui 2018-2019, am renunțat. Am dușumit podul la Leontinești și ce am strâns de acolo, ce rezultat din... să avem lemne pentru foc, cu rezervele de anul trecut. Deci rămân și de acolo vreo 100 și ceva de milioane. Mentenanța la iluminatul stradal, deci până la ora actuală a costat undeva 3000 și ceva de lei. Deci 3000 de lei. La altul primării se consumă 100 și ceva de milioane pe lună. Noi avem deja 9 luni de zile, 3000 de lei. Să sperăm cu ce să mai avem până la sfârșitul anului, să mai punem ceva în excedent pentru 2019. Motiv pentru care am zis că dacă aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să prindem cei 4,3 km de asfalt pe Ardeoani, am zis că la Leontinești să nu mai mergem cu studii de fezabilitate ca să cheltuim bani. Să facem un proiect tehnic, să demarăm, am pus, dacă ați fost la comisie astăzi, cred că ați văzut acolo 125.000, așa, i-am pus pentru modernizare drumuri locale și am zis să facem un proiect tehnic, expertiză, toată documentația care trebuie, că nu mă pricep, ce o să spună specialistul, și să încercăm din buget local, nu știu, 5, 6, 700 de metri, lăsăm din drumul național, eu știu, în 10 metri, acolo rampa la pod în 20 de metri, că o să vină, când o să vină turnat la pod acolo, o să asfalteze, după pod de iarbă 20 de metri și să ne urcăm undeva măcar până la Troiță, sus la Leontinești. Cea mai mare problemă aici este, la Leontinești. Panta aia acolo la Ciocuian și aici pe Pișesc. Iar cu daliile care, la cele prefabricate care demolăm acum acolo pe Leontinești, unde avem investiția, turnăm șanțurile betonate, să încercăm să facem, tot așa, resurse proprii, să facem șanțul măcar pe parte. Ce recuperăm de acolo, ce mai sunt bune, să punem pe parte și pe alta și să turnăm un radier. Acum, dacă dumneavoastră să fiți de acord, să pornim, facem, dacă nu, așteptăm, facem documentații și căutăm fonduri europene. Cam atât, doamne, am avut discuție. Acum, cum o să considerați dumneavoastră? Da, stați un pic, da. Cum considerați, o să fie ideea din nota 11, domnul primar, cum o să avem asfaltare. Deci să rămână proiectul pe Ardeoani, ce avem cu documentația depusă la Ministerul Dezvoltării, și pe Leontinești să începem din resursii proprii. Eu zic că... Și eu cred că, domnul Popa, rolul nostru, cum am mai spus și altă dată și vă mai spun încă o dată acum, rolul nostru este să ne adunăm aici să găsim soluții. Că trebuie să punem umărul cu toții. Da? Aveți posibilitatea, aveți partidul la putere și... Există acea posibilitate. Eu am tăria și mi-asum, eu merg din mână cu dumneavoastră și spun, da, domnule, uite, dacă asfaltul la Ardeoani s-a turnat, uitați că a pus umărul și domnul Popa, care e consilier. Deci nu trebuie să caut să pun bețe în roate. Deci, ăsta este rolul nostru. Să încercăm să găsim soluții pentru bunăstarea cetățenilor, care ne-a trimis aici, în Consiliu și în... Domnul primar, din 2004, din primar, ați promis că asfaltați drumul din comuna Ardeoani. Au trecut 16 ani și nu s-a întâmplat nimic. De azi vin pe mine din cauza... Domnul Pohană, deci nu vreau să intru în discuții contradictorii cu dumneavoastră. Deci toți au ascultat, puteți să mă privește și ce... Domnul Pohană, o ceva personal să spuneți. Dar nu am eu absolut nimic personal, e bine asta. Vreau să vorbiți peste tot. Deci eu în 2004, când am candidat, mi-am propus anumite obiective. În mare parte le-am realizat. De drumul, vorbesc eu. Să te dă și bine, sau nu ce până mâine. Vă dau mai aia cuvântul dumneavoastră. Domnul Pohană, deci domnul Pohană, v-am spus, în 2004, încât de la investirea în funcția de primar, mi-am propus o serie de obiective, care în mare parte le-am realizat. Știți destul de bine cum arăta comuna până în 2004, da? Știți destul de bine. S-au făcut drumuri, șanțuri de colmatări, renovat cămin, dispensar, am ajutat bisericile cu garduri, casă praznicală, am făcut școală, am făcut teren de sport, microbuz, am adus două, podurile pe partea dreaptă la drumul național, care nu costa niciun leu, 100 și ceva de podețe, etc. Deci totul a mers foarte bine până când a recepționat școala. Deci, după ce am recepționat școala, eu așa am gândit, mi-am propus să rezolv problema infrastructurii școlare la Ardeoani. De ce? Știți și dumneavoastră că atât școala Leontinești, cât și școala la Ardeoani și școala de la Iliești erau catastrofe, da? Deci ploua în toate trei școli. Deci ploua. Jumătate din școala la Ardeoani în 2004, în septembrie, am închis-o din cauza că deci nu se putea învăța, cădeau tavanele. Am reușit. În 2006 și mi-a aprobat construcția școlii. Știți destul de bine. Când a fost calificat statutul juridic a terenului și s-a tergiversat până în 2009. Pe data de 2 noiembrie 2009 am pornit lucrările la școală și pe 13 septembrie 2010, în 10 luni de zile, s-a construit această școală. Școală care... Asta e. A intervenit acea invidie a multora. Care știți cu toți că în județul Bacău din 2004 și până acum nu s-a făcut nicio școală. Și dacă ar fi, să aleg și astăzi, același lucru, aș alege tot școala, aș alege educația. Din cauza că noi ne-am degradat ca ființe umane. Și dacă nu investim în educație, o să murim ca popor. Și așa jumătate dintre copiii noștri, împreună cu părinții, au luat calea pe vecii și au plecat în străinătate. Dacă noi nu asigurăm copiilor noștri condiții, mie nu mi se pare normal, așa cum au spus alții, ci domnule, trebuia așa școală la Ardeoani. Nu! Copiii de la Ardeoani au drepturi egale, au aceleași drepturi și cum au copiii și de la oraș. Da? Și de asta ne vin copii din alte localități la Ardeoani. Dar odată construită această școală, am produs acea ruptură. Deci, a fost de neconceput. A fost de neconceput ca un primar neînregimentat politic în partidul Mamut să realizeze un așa obiectiv. Și de atunci a început să se pună piedica peste tot. S-a oprit finanțarea acelui obiectiv, cu toate că Guvernul României și-a asumat în 2006 construcția școlii, după aia a oprit finanțarea, nu mai vrut. Am fost în insolvență, am stat 7 luni fără salarii, a venit această ordonanță și pe data de 10 ianuarie 2014 am intrat în insolvență, dar pe 15 decembrie am reușit și am achitat banii și de acolo ni s-au tras. În rest, eu cred că s-au făcut destule obiective în comuna Ardeoani, mai puțin asfaltul. Sunt comune și la ora actuală care nu au apă. Nu au apă, noi avem apă, da? O să fie și canalizarea. Dacă masterplanul județului nu-i făcut de primarul de la Ardeoani, e făcut de cine este făcut. Spune că pe data de intrăm, atunci am intrat noi cu canalizarea. Dacă cei de la putere consideră că trebuie să fim și noi, avem și noi dreptul la civilizație și să nu ne condamne la subdezvoltare, ne aprobă și noi cei 4 km de asfalt. Nu atât mai trebuie la Ardeoani. Un pic de asfalt. Dacă Dumnezeu și-l face și pe ăsta, eu vă spun că e foarte bine. Vă mulțumesc. Da. Deci, cu prevești în